Până acum am tot călătorit alături de Apostolul Pavel pe multe dintre drumurile pe care ne-au purtat parcursul, studiul și analizele noastre biblice. Și cred că nimeni n-ar putea pune la îndoială abnegația și determinarea cu care el a fost gata să sufere pentru numele lui Iisus Hristos. Cu toate acestea, Pavel afirma că n-ar putea să se mândrească decât cu slăbiciunile manifestate. Încheiind tema suferințelor sale pentru Hristos, Pavel o reia pe cea a viziunilor și descoperirilor sale. Știm deja că Domnul i se arătase pe drumul Damascului. Este demn de observat că apostolul nu spune prea multe despre aceste apariții. Avem în capitolul 12 din 2 Corinteni un alt incident asemănător, o experiență glorioasă. Se pare că în perioada în care se afla în prima sa călătorie misionară, Pavel fusese răpit până în al treilea cer. Poate că o împrejurare rezonabilă ar putea fi cea descrisă în capitolul 14 al cărții Faptele Apostolilor, unde citim că Pavel a fost lapidat, îmbroșcat cu pietre și apoi abandonat, fiind socotit mort. Pavel nu insistă dogmatic dacă fusese mort și a fost înviat sau dacă a fost doar inconștient și apoi și-a revenit din leșin. Așa că e bine să nu speculăm nici noi. Oricum, reiese că a fost dus în ceruri, unde a văzut și a auzit lucruri nemaipomenite despre care i s-a interzis să vorbească. O altă intruziune în spațiul privat al vieții apostolului o constituie mărturia sa despre țepușul din carne, vezi versetul 7 din 2 Corinteni 12, o suferință pe care Dumnezeu o îngăduise în trupul apostolului. Deși s-au făcut destule supoziții, nici aici nu știm cu siguranță ce a fost. Sunt unii care cred că și acesta ar fi fost doar o altă viziune. Dar nu-i cer lui Dumnezeu de trei ori, cum a făcut Pavel, să-ți fie îndepărtat din trup ceva dacă nu este real, nu? Mai cu seamă că Dumnezeu a răspuns nu, motivând că va avea suficiente resurse să suporte. Harul meu ți este de ajuns, i-a spus Domnul în versetul 9 din 2 Corinteni 12. Și putem reține asta ca pe un principiu. Uneori Dumnezeu nu îndepărtează încercarea, suferința, țepușul, dar ne promite harul de a le putea suporta, de a le trece cu bine. Duhul Sfânt îl va împuternici pe un Pavel slăbit să-și îndeplinească bine slujba, iar acesta o va face poate chiar mai bine decât dacă ar fi fost pe de-a întregul valid și în putere. Vezi și Romani 8, versetele de la 35 la 37. Cineva spunea chiar că Dumnezeu a ales nu să-l trateze pe Pavel, ci l-a vindecat. Cred că Pavel a redat aici acest episod ca să-i ajute pe Corinteni, dar și pe noi, să creștem în credință și să ne maturizăm în Hristos. Observați din nou că el nu folosește metode care să etaleze gândirea sa superioară, educația sau experiența sa, ci propovăduiește consecvent și pe înțeles cuvântul lui Dumnezeu. El face tot ce poate ca să-i zidească spiritual și să le dezvolte o bună relație personală cu Iisus Hristos. Și asta nu era deloc simplu. Aduceți-vă aminte unde trăiau. Corintul era un oraș al fără de legii, corupt, infam, cunoscut ca una dintre cele mai păcătoase și ușuratice dintre cetățile Imperiului Roman. Lumea mergea acolo ca să se distreze de șucheat. Și din această cauză, biserica ajunsese să trateze superficial chestiunile și persoanele păcătoase. E de meditat la acest lucru. Să ne reauzim cu bine data viitoare ca să încheiem ce am parcurs până acum, tot împreună.